Mama are un pui, mama are o vacă, tata este mândru și ce dacă? Bine v-am regăsit, oameni faini, în micul și umilul nostru laborator. Pentru episodul de astăzi aș vrea să lucrăm un picuț la câteva quest-uri și mai exact avem aici Who's the Chicken, adică trebuie să facem un spawn egg de găină. După aceea trebuie să obținem un ou de găină, după aceea trebuie să facem un spawn egg pentru o vacă, să obținem o găleată cu lapte, să facem niște slime și din slime-ul respectiv să reușim noi să facem niște emeralde. Însă înainte să ne ocupăm de treburile respective, cred că ar fi bine să vă explic un picuț cum stă treaba și de ce avem noi aici IC Printer și IC Workbench-ul acesta și să ne folosim de glowstone-ul pe care l-am făcut de episodul trecut până acum pentru a face niște Lumium Gear cu care să dăm un upgrade la ferma noastră de copaci. În primul și în primul rând, ce avem noi aici? E bine, avem un IC Printer care o să ne printeze o schemă electronică sau ceva de genul acela, pe un circuit, din care mai departe putem să facem o, tot așa, o chestie electronică or something like that. Și pe partea asta, altă, IC Workbench-ul, e bine, ăsta ne ajută să desenăm, practic, circuitul respectiv pe o bucățică de nu știu ce-o fi asta. Dacă scriem noi aici frumușel un Project Red, vedem că avem un IC Blueprint, deci avem un blueprint aici care în mod normal ar fi gol, se face ceva de genul ăsta, nu-i foarte, foarte greu. Și pe acesta putem să desenăm un circuit electronic pe care mai departe să-l printăm pe un chip de genul acesta și chipul de genul acesta putem să-l folosim mai departe să facem un IC gate sau ceva de genul, mă repet, Dino, cu genul acesta. De ce am făcut noi treaba asta? E bine, duminică dimineața am... De fapt era cam amiază, dacă stau bine să mă gândesc. Am început un live stream cu Combat Claustrophobia și planul meu a fost în live stream-ul respectiv să facem treaba următoare. Aici sus, unde avem noi puse Compact Machine, cum îi spune, Compact Machine Whatever, chestia asta, Miniaturization Field-ul, pardon, am vrut să am două sisteme în același miniaturization field. Practic unul care să ne facă ender pearl-uri și unul care să ne facă compact machine wall-uri. Dar treaba să în felul următor. Eu vreau să fac în așa fel sistemul încât în momentul în care rămâne fără perle să facă de exemplu perle aici. Dar dacă cumva rămâne și fără compact machine wall-uri să nu interfereze sistemul care face compact machine wall-uri cu cel care face perle. Și atunci trebuie să facem treaba asta de aici. Să facem IC gate-ul ăsta, folosindu-ne de circuitele de mai devreme, și din ăsta să se ducă frumușel două semnale de redstone, unul într-o parte la un autoclicker care are aici un copy-paste gadget. Ăsta practic face ender pearl-urile, pentru că este pe partea stângă unde e cache-ul cu ender pearl-urile. Și celălalt este identic cu cel de aici și acela face, cum îi spune, compact machine wall-urile. Deci, copy-paste gadget-ul ăsta face compact machine wall-urile. Și aici în spate avem un strong box în care, după cum vedem, avem obsidian și blocuri de redstone pentru ender pearl-uri și avem blocuri de iron împreună cu redstone dust pentru compact machine wall-uri. Și, desigur, aici sus avem un dropper cu redstone care să arunce, practic, redstone-ul ca să se poată întâmpla toată magia asta aici în câmpulețul nostru. Aici, după cum ziceam, avem IC gate-ul ăsta și avem două detectere, unul care este setat la 10.000 de compact machine wall-uri. În momentul în care trecem peste 10.000, el nu o să mai emită un semnal de redstone și din coace avem unul cu ender pearl-uri setat la 2.000, care o să emită un semnal de redstone când ajungem sub 2.000 de ender pearl-uri. Întrebarea este acum cum am reușit eu să fac toată chestia respectivă să fie atât de compactă. După cum ziceam, folosindu-mă de circuitul respectiv, de IC chip-ul ăsta împreună cu blueprint-ul și cu workbench-ul și printerul, am avut ajutor și din partea lui Costi, un abonat de al meu care a stat și s-a chinuit și el și a bătut capul să reușim să ajungem la o idee cum să facem circuitul acesta ca să funcționeze pentru ceea ce îmi trebuia mie. Și practic ce avem noi aici, dacă bine știm noi, Project Red-ul ăsta are tot felul de gate-uri de la
AND gate, NAND gate, XOR gate, etc. și etc. până la unde, doamne, era, că pe aici cineva trebuia să fie un timer și așa mai departe. Și ce am făcut aici? Hey, am luat un blueprint și am pus așa. Din partea dreaptă avem o intrare, adică un input. În partea stângă avem iarăși un input care practic să primească redstone semnal, semnal de redstone, aș putea să zic chiar. Aici avem un AND gate care este setat în așa fel încât în momentul în care primește semnal de redstone din spate și de jos, o să trimită semnal de redstone mai departe către NOT gate-ul ăsta și către timer. Din coace exact aceeași treabă. Avem un AND gate care în momentul în care primește semnal din spate și de sus, trimite semnalul mai departe către NOT gate-ul ăsta și către timer. Acum, de ce avem aici două NOT gate-uri, unul care intră în chestiuța asta, unul care intră în chestiuța asta și două NOT gate-uri aici la timerele respective? Păi, timerul acesta, ca să nu funcționeze, trebuie să aibă un semnal de redstone direct în el. Și atunci am pus un NOT gate care în momentul în care primește semnal se dezactivează și atunci timerul se activează și odată la 14 secunde trimite un semnal redstone către output-ul ăsta. Exact aceeași treabă și aici jos. Dar de ce avem noi totuși două intrări și de ce avem noi totuși NOT gate-urile astea aici? Păi chestia asta cam în felul următor. AND gate-ul ăsta primește un semnal constant din partea asta, de la NOT gate-ul respectiv. Ceea ce înseamnă că în momentul în care eu o să-i dau un semnal din partea asta, adică să zicem rămânem fără ender pearl-uri și detectorul trimite un semnal de redstone încoace, după cum putem să vedem, activându-se lever-ul ăsta, să zicem așa, AND gate-ul nostru o să se activeze și o să trimite un semnal de redstone către NOT gate-ul de aici, care o să se dezactiveze și atunci o să se activeze timerul, trimițând odată la 14 secunde cât e un impuls în partea asta, dar în același timp dezactivează NOT gate-ul de aici, ca în cazul în care rămânem și fără compact machine wall-uri și aici o să primim un semnal de la detector, să nu poată semnalul să se ducă mai departe și să dezactiveze NOT gate-ul ăsta și să activeze timerul. Și practic este un sistem care împiedică ca cele două autoclickere să funcționeze în același timp. În momentul în care semnalul de aici se oprește pentru că am ajuns la cele 2000 de enderpearl-uri, se activează schema asta din partea asta și începe sistemul nostru să facă compact machine wall-uri. Dacă cumva rămânem iarăși fără enderpearl-uri și se activează și asta, nu o să meargă până când nu termină sistemul nostru desfăcut compact machine wall-urile. Și tot așa. Situația se repetă, ca să zicem așa. E bine, după aceea, ce trebuie să faceți voi ca să puteți să folosiți toată schema asta? O să vă trebuiască o șurubelniță din modul ăsta și cred că am una pe aici, să că, uite, o ai, țac, pac. După care trebuie să țineți shift-ul, să dați click dreapta pe chestiuța asta, o să vă dea blueprint-ul la care puteți să vă și uitați dacă vreți. Și blueprint-ul acesta trebuie băgat, uite, aici, o să vă spună ce vă cere ca să puneți aici jos în inventar. Și aici trebuie să băgați un chip, după care blueprint-ul acesta o să fie scris pe chipul respectiv. Pac, 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 încet, încet. O să vă dea un chip scris aici, în direcția asta. Și cu chipul acela scris, dacă îl înconjurați cu, cum doamne spunea, cred că circuit plate sau ceva de genul acela. Da, uite, dacă îl înconjurați așa cu circuit plate-urile astea și puneți chipul scris aici în mijloc, o să vă dea schemuța asta pe care o vedem noi undeva pe aici, uite, IC gate-ul ăsta, după care să puteți să-l folosiți și să aveți practic tot circuitul într-un singur bloc. Cam asta am făcut eu timp de vreo 4 sau 5 ore pe livestream, am tot stat și mi-am bătut capul cu toate șmecherile astea, încă pe livestream nici măcar nu ajunsesem să am IC printer-ul ăsta sau să am IC workbench-ul, ci pur și simplu pe livestream am ajuns în punctul în care să facem toată treaba respectivă să funcționeze, doar că era pusă pe jos. Adică aveam pe jos puse tot felul de, cum îi spune, AND gate-uri și de timere și alte nebunii de genul ăsta.
Trecând mai departe, acum ar trebui să ne punem frumușel să facem Lumium ingăturile astea ca să putem să facem niște Lumium gear pe care mai departe să le folosim la unul la mână. Le putem folosi ca să facem Resonant Upgrade kituri, ceea ce e destul de bine pentru că ne dăm upgrade la mașinării din nou. Și doi la mână o să-l folosim pentru a face Phytogenic Insulator. Mai exact, cu schemuța asta de aici de mașinărie, dacă ne uităm noi împreună cu Rich Phytogrow sau cu Phytogrow normal, putem să creștem, aici punem, ar trebui să fie în mod normal copaci. Dacă ne uităm noi, ok, ne trebuie sapling infuser, scuze, ne trebuie și augmentul ăsta de sapling infuser ca să putem să facem treaba respectivă. Și din ce văd eu aici, cu Phytogrow o să primim practic 6 loguri dintr-un sapling. Iar dacă folosim un Rich Phytogrow, o să primim 12. Există posibilitatea să... Pe asta n-am văzut-o, nu mă uitasem la ea. Dar există posibilitatea să folosim Fluxed Phytogrow și să primim 18 bucățele de lemn. Și Rich Phytogrow ăsta nu cred că e chiar așa de greu de făcut. Trebuie pus doar niște... Fluxed Phytogrow trebuie pus Rich Phytogrow într-un Energetic Infuser. Și aparent obținem flux schema asta. Și ăsta rich se obține din două bucățele de sawdust, din niște niter, care nu mai știu exact cum se obține, și din rich slag. Rich slag pe care putem să-l obținem făcând chestia asta. Fie folosindu-ne de un cloc și să-l prăjim împreună cu nisip ca să ne dea gold ingăturile înapoi și să ne dea 20% șansă de rich slag. Sau dacă bine țin eu minte, puteam să folosim, uite și chestia asta. Și exact aceeași treabă, fie cu fierul, fie cu aurul. Una din astea două putem să le folosim pentru a obține niște rich slag. Și cred eu că exista un augment care ne dădea o șansă mai mare la a obține chestia asta de aici, dar nu mai țin 100% minte. Însă o să mă pun acum să mă pregătesc să fac toate mașinărie de care avem noi nevoie. Am făcut rost de 10 augmente, sapling infuser mai exact, am făcut rost și de 10 pythogenic whatever și de 10 kituri pentru upgrade la rezonant. Practic ce am făcut eu a fost să iau frumușel câteva chestii din astea, cum le spune, câteva pattern-uri, să fac practic pattern pentru Lumium blend-ul ăsta, care nu e chiar așa de greu de făcut, după care într-un induction smelter am pus un pattern pentru Lumium ingot și nu ni-l arată în momentul de față, ni-l arată tot ca pe un pattern pentru că output-ul câteodată ne dă și slag ca și output de la chestia respectivă. Deci uneori ne dă Lumium ingot, doar uneori ne dă Lumium ingot și slag. După care ce am mai făcut? Eu am făcut un pattern pentru acest Lumium gear, am făcut un pattern pentru Phytogenic Isolator, am făcut un pattern și pentru chestiuța asta de aici, pentru sapling infuserul ăsta, câte un pattern pentru Resonant Conversion Kit-ul și unul pentru Resonant Upgrade Kit, un pattern pentru Pyrothium Dust, mă scuzați, un pattern pentru Pyrothium Dust-ul ăsta și bineînțeles că a trebuit undeva aici, într-una dintre camerele astea, aici așa, să punem un pattern pentru Signalum Plate în pressurizerul ăsta și din coace să punem un pattern pentru Blaze Powder. Blaze rodurile, din nefericire, nu avem o modalitate de a le automatiza, cred eu, nu sunt 100% sigur, dar ca să facem un spawn blaze egg nu avem cum. Chestiuța asta nu știu sigur, drop in a barrel of lava to spawn blaze. Ok, deci practic putem să spawnăm un blaze făcând treaba asta și probabil că am avea posibilitatea să automatizăm chestia respectivă și să ne complicăm cu toate șmecheriile astea, dar sincer nu am chef să fac treaba aia. Și blaze rodurile în momentul de față le obținem prin chestia asta. Facem steel roduri, care se obțin bineînțeles din două bucățele de steel, obținem 4 steel roduri, după care pe alea le aruncăm pe jos, le dăm foc și obținem 100% un blaze rod dintr-un steel rod. Cel mai simplu, cel mai easy, nu trebuie să ne batem foarte tare cap. Am făcut toate rețetele astea ca să pot să ajung să fac, de exemplu, Phytogenic Insulatorus și Resonant Conversion Kit-ul și augmentul acesta. Acum, după cum ați putut să vedeți la mine în inventar, eu deja am început să dărâm ferma de lemn pe care o aveam înainte. Am modificat-o la un moment dat, sincer să fiu cu voi. Dacă intrăm aici un picuț și ne uităm, i-am pus practic un autoclicker
care avea un exporter și autoclickerul ăla dădea în continuu cu bone meal pe chestiuța asta noastră de aici. Ăsta creștea și aici avem 4 distractere care practic spărgeau bucățile de lemn. Fiecare are pus ca și whitelist oak wood-ul. Dar acum, odată ce am făcut treaba asta, putem să ne scăpăm lejer de astea de aici și de tine și de toate. Vechea fermă de lemn s-a dus și în locul ei avem aceste 5 minunății de phytogenic insulator-uri pe care le-am upgradat la rezonant. Deocamdată, de fapt, sunt puțin configurate, un picuț așa. Și au, opa, din ce văd eu am pus și augmentele. Doamne, dar m-am mișcat fără să-mi dau seama. Incredibil așa ceva. Pe partea asta altă avem niște redstone furnace-uri care o să trebuiască să aibă în ele ceva upgrade. Nu l-am aici, dar știu că era, dacă ne ducem la ATHERMO, da, uite ăsta, Pyrolytic Conversion sau ceva de genul ăsta. Ăsta ce o să ne permită să facem este să putem să facem coal-ul în șmecheria aia de coal coke sau ceva de genul acesta. Dar cred eu că o să trebuiască să avem alte mașinării pe aici, pe lateral, cel mai probabil, înainte să ajungem la partea cu redstone furnace-urile astea. Și cel mai important, aici sus, am făcut o cameră mai mare un pic, să avem 2 etaje, cum ar veni, partierul și etajul 1. Și aici sus avem un pulverizer care din sandstone pulverizează sandstone-ul ăsta și obținem din el sand împreună cu niter. Și niter avem aici sus, după cum putem să vedem noi, 900 de bucățele. În spate la fiecare chestiuță din asta avem câte un detector. Și ce se întâmplă, ce magie se întâmplă aici? E bine, se întâmplă magia asta în care noi ajungem la Flux Phyto Grow. Dacă scriem aici un PHYTO, uite așa, avem 3 tipuri de Phyto Grow. Ăsta e ca și un fel de bone meal, dacă îmi permiteți mie să îmi explic. Și avem Phyto Grow normal, care în mod normal s-ar face din slag sau, cum îi spune la asta, cred că tot slag-ii, nu? Da. Aparent o slag-ul din slag-ul din Immersive Engineering sau slag-ul din Thermal Foundation și din niter, fie cu 2 bucățele de sawdust care ne dă 4 Phyto Grow, fie cu o bucățică de pulverized charcoal care ne dă 16 Phyto Grow. La rețeta asta o să vreau eu să ajung la un moment dat, doar că deocamdată o folosim pe asta, dar nu facem Phyto Grow normal, facem Rich Phyto Grow. Pentru asta avem nevoie de Rich Slag. De asta avem 3 mașinării aici. Deci, în mod normal, în momentul de față, noi facem rețeta asta. Avem deocamdată un pulverizer care ne produce niter, ăsta de aici. Și după cum putem să vedem aici, avem deja 900 și ceva de bucăți de niter. Ăsta o să oprească tot sistemul, detectorul de aici, în momentul în care ajungem la 1000 de bucăți de niter. Și aici văd că deja s-a oprit la Fluxed Phyto Grow ăsta, pentru că am ajuns deja la 1000 de bucățele și s-a oprit toată schema de aici. Și slag-ul ăsta de aici, Rich Slag-ul, îl obținem printr-un Induction Smelter, care are înăuntru un Auxiliary Sieve. Auxiliary Sieve-ul ăsta îi dă increase, adică ne mărește șansa ca noi să obținem un byproduct aici, adică să obținem un al doilea produs, să zicem așa, din ceea ce facem aici. Dacă ne uităm noi aici, Rich Slag-ul ăsta îl putem obține în Induction Smelter dacă smeltuim anumite lucruri împreună. Și cea mai mare șansă de 75% avem în cazul în care vrem să smeltuim oruri. Problema e în momentul de față că nu prea aș vrea eu să mă pun să fac cinnabar din ăsta. Și atunci, obținem Rich Slag-ul ăsta prin smeltuirea de compasuri cu nisip și avem o șansă de 20% să ne dea o bucățică de Rich Slag. Dar, în esență, în momentul de față, așa producem noi Rich Slag-ul. Rich Slag pe care îl folosim mai departe într-un crafting recipe să facem Rich Phyto Grow ăsta împreună cu sawdust și cu niter-ul pe care îl obținem de aici. După care, Rich Phyto Grow ăsta îl băgăm în Energetic Infuser și cu un picuț de energie se transformă în Flux Phyto Grow. Acum, din ce văd eu în momentul de față, astea sunt oprite, ăsta ar trebui să meargă în continuu. Și aici sus avem așa, avem câte un exporter cu un crafting upgrade. Ăsta e singurul care are un speed upgrade, pentru că vreau să se miște un picuț mai repede treaba la el. Din cu aceeași, crafting upgrade și rețeta de sandstone este pusă direct în sistem, rețeta de compas este pusă din nou direct în sistem. Din coace iarăși, crafting upgrade pe exporter împreună cu rețeta de Rich Phyto Grow care este pusă direct în sistemul nostru.
Și uite așa, cam asta este forma finală a fermei noastre de lemn. Bine, aș putea să zic mai degrabă fermă de colcou, dacă stăm bine să ne gândim, dar în același timp produce și lemn și saplinguri, produce și pulverized charcoal și charcoal și aici sus, dacă ne uităm noi, produce și coal și până și graphite dust, în cazul în care o să avem vreodată nevoie pentru toate chestiuțele astea în rețetele noastre. M-am pus și am mutat astea un picuț mai sus. Din ce văd eu? Am stricat treaba aici. Bravo, pufule. Bravo. Ce pot să zic? Am stricat trebuța asta aici un picuț și cred că o să trebuiască să intru pe partea cealaltă, cel mai probabil, ca să o repar, sau cred că nici măcar, pentru că tot ce trebuie să fac este să iau astea și să le mut un pic mai încolo. Uite, așa, bam. Astea funcționează excepțional de bine din ce putem noi să vedem aici. Produc lemne în continuu, ba, avem chiar, cred că aș putea să zic, un surplus de lemne. Într-o oarecare măsură, cred că am și putea să oprim celelalte ferme care ne mai produc în momentul de față scânduri sau alte chestii de genul acela. Pe partea asta altă avem, aici în spate mai exact, 5 redstone furnace-uri care funcționează la capacitate maximă să producă charcoal. Din coace avem 5 pulverizere, care din nou tot așa capacitate maximă să producă pulverized charcoal. Aici sus avem un manufacturing care din pulverized charcoalul respectiv face graphite dust, care ajunge aici sus. Și din coace pe partea asta avem un pressurizer care face din graphite dust coal, după cum putem noi să vedem. Iar aici jos, pe partea asta, avem 5 redstone furnace-uri care au argumentul ăsta de pyrolytic conversion și din coal îl prăjesc și îl transformă în coal coke, doar că coal coke-ul ăsta este din thermal dynamics sau cum îi spune la modul ăsta, thermal expansion sau ceva de genul ăla. Nu este coal coke-ul normal din immersive engineering, însă funcționează și ăsta. Merge și asta destul de bine pentru ceea ce vrem noi să facem. Și aici pe centru, iar a plecat cover-ul ăla cu camăcăi, aici pe centru am pus un crafting upgrade și am pus coal. Din ce cauză? Dacă noi ne uităm aici un picuț, putem să vedem că avem tiny coal, bucățele de tiny coal. Astea le obținem în momentul în care dăm într-un perete cu pickaxe-ul de dash. Și nu știu dacă ăsta funcționează în momentul de față pe crafting upgrade-ul respectiv sau funcționează pe coal-ul care îl producem acolo sus. Indiferent, el își face treaba chiar și dacă funcționează pe coal-ul de aici sau funcționează pe coal-ul celălalt. Și asta, din ce văd eu, ține pasul câtuși de cât, că nu se mișcă astea chiar atât de repede încât să consume coal-ul în halul ăsta de rapid. După cum puteți voi să vedeți aici, avem doar 4 bucățele de coal coke, din cauza că dacă ne ducem noi aici sus, funcționează și șmecheria asta de aici. Nu știu dacă vă aduceți voi aminte, dar la un moment dat am făcut în așa fel încât crusherul ăsta să ne producă 10.000 de bucăți de coke dust, ceea ce înseamnă că tot coal coke-ul pe care noi îl avem se duce aici jos. Și este, mă rog, vine aici și este sfârmat în coal coke dust, sau cum eu spune, și de acolo se duce în camera asta, aici. Se duce în camera asta și intră în industrial squeezer-ul ăsta care ne face hop graphite dust. Deocamdată văd că avem 819, o trebuie să mai iau, să mai sparg din el câteva bucăți, din cauza că o trebuie să fac rost de niște bucățele de diamond nuggets și n-am avut ce face decât să apelez la chestia respectivă. Acum am putea încet încet, cu treabă bună să zic așa, să îl facem și pe, să automatizăm și chestiuța asta de aici. Ei bine, acum că am terminat într-un final cu ferma noastră de lemn, sau aș putea să zic chiar fermă de, cum îi spune, de coal sau ceva de genul acela, cred că este timpul să trecem practic la ceea ce am vrut să facem de la bun început și mai exact să facem noi găinușa asta. Găinușa asta, dacă ne uităm mai bine cu ochiul nostru stângo-drept la ea, trebuie să facem rost de 64 de bucățele de lână, de două albă, am uitat să menționez că e albă, două bucățele de lână neagră, 6 de bucățele de lână portocalie și două bucățele de lână roșie. În teorie ar trebui să am toate chestiile astea, dacă bine stau eu să mă gândesc acum.
Yellow pigment, dai. Da, roșu cu galben ne dădea portocaliu. Aha, aha. Și cât portocaliu ne trebuia? 6. Oho, oho, oleu. Oho, oho, oleu. Yellow. Cum obținem noi yellow pigmentul ăsta? Dacă aruncăm sulf în apă. Destul de simplu, aș zice eu. Sulf ar trebui să avem pe aici. Căcălău chiar. Și de aruncat în apă, nu cred că e chiar atât de greu. Bam, o chiar aș putea să arunc tot ăla. Și hop, și tu acolo. Ăla-i mă, băiatule, am rezolvat problema noastră. Și cu tine 6 bucățele de lână portocalie și neagră îmi trebuia tot 2. Dar pentru aia neagră, cred că îmi trebuie pigment de genul ăsta și trebuie să arunc pulverized charcoal. Facem treaba asta și perle avem deja aici, mai mult ca sigur. Opa sus, dăm cu perla, jos coborâm și trebuie să mă apuc să fac puiul ăsta, nu? Unde, doamne, era? E, aici. Ok, aparent are 3 blocuri, 1, 2, 3, cred că, sau banul, cred că chiar 4? Încerc să fiu cu voi, mi-a luat ceva până să-mi dau seama unde mi-am greșit prin dată puiul, dar aparent în momentul de față cred că suntem aproape gata, pentru că o să vină, uite așa, chestia asta, ciocul lui mirific și acolo o să vină gușa lui mirifică și dacă aruncăm ăsta în căpățină, ar trebui să obținem noi primul ou de pui. Pica, pica, pui, pui, pui. Opa, jos și avem... Bine, mă, băiatule, da să poate. Da să poate, am terminat quest-ul. Este. Putem să scoatem ăsta de aici acum. Și quest-ul nostru este aici. There we go and there we have it. Acum tot ce trebuie să facem este să obținem un ou de la puiul ăsta și vreau eu să-i fac undeva oare o cameră unde să stea puiuțul ăsta, să nu ne facă nouă probleme. Compact room-uri, am un small și am 3 normal compact mașinuri. Aș putea să folosesc 2 de astea, una pentru văcuțe și una pentru pui pe viitor și ce vreau eu să fac acum este să iau niște dirt, probabil că nu o să-mi ajungă dirt-ul ăsta, dar mă rog, și grass seeds. Grass seeds, dar o să vreau să iau doar una, nu cred că o să iau mai multe. Intrăm aici așa frumos, punem niște dirt pe jos. Nu cred că ne trebuie o cameră foarte mare pentru găinile astea, sincer să fiu cu voi. Am putea să le lăsăm chiar așa random să se plimbe pe aici. Tot ce mi-ar trebui într-o cameră de genul ăsta probabil ar fi să am posibilitatea să adun ouăle. Și tu, dragă domnișoară, suși pe jos. Prima găină. Acum așteptăm să fac un ou ca să putem să... sau mai multe ouă, de fapt. Sau facem și al doilea ou de găină. Apropo, în cazul în care vreți să faceți și voi chestia asta, dacă vă jucați cumva mod pe cool, capul de găină trebuie să fie gol. Să țineți minte treaba respectivă. Și acum dacă intru eu... What the heck? Am intrat greșit. Dacă intru eu înapoi aici și spawnez și găinușa asta și intru aici și scriu S-E-E seeds, uite așa, niște seeds și le mulțesc ordeacă pe tovarășele noastre. Încetișor, încetișor, cu treabă bună o să obțin tot mai multe și o să am o șansă mai mare să fac odată rost de ou respectiv ca să pot să trec mai departe cu questurile. Ou! Am primit un ou. Așteptam aici să le mai mulțesc un pic pe găinușele astea și între timp, una dintre ele a făcut un ou, ca să vezi și tu. Și mai departe, ia să vedem. Mai departe scrie în carte Clearly the egg, super. Ce trebuie să facem noi ca să obținem vaca? Aha. Aha. Deci ca să obținem vaca, nu era, era o metodă de a pune cumva, nu cred. Știu că era la un moment dat o metodă cumva de a-ți pune toată diagrama asta sau toată imaginea pe care vedeți voi aici, să o punem aici în stânga. Wow, da, am nevoie de multe chestii pentru treaba asta. Aș putea eu de fapt să fac o schemă, dacă stau bine să mă gândesc. Ia să ieșim un picuț de aici și să mă duc aici și să zic în felul următor. Lână, lână albă, lână albă, prietene, albă, 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 albă. Oh, goddammit, string. Nu mai am nici string, băga-mi așa piciorul să-mi-l bag. Pune 4 bucățele de string, uite așa, frumos, elegant și facem treaba următoare.
De ce avem noi nevoie în momentul de față? Păi, ne trebuie două bucăți de lână albă, două bucăți de lână neagră, 13 bucăți de lână gri deschis, 64 de bucăți de lână maro și 3 bucăți de lână gri, aparent. Ei, și acum că am făcut rost de două stack-uri și un picuț de Coco Beans, cred că putem noi să ne ducem înapoi, lejer, fără nicio grijă, și să ne apucăm să ne facem treaba. Dar, dacă stau bine să mă gândesc, trebuie neapărat să lucrez aici? Cred că nu. Ia să vedem. Îmi trebuie 64, am zis, de brown wool. Deci, luăm niște wool, uite așa, pac, și te punem aici și avem 64 de bucățele de lână maro. Și din ce văd eu aici, îmi trebuie o grămadă de tipuri de lână, fie neagră, fie gri, fie gri deschis. Ceea ce înseamnă că o să avem nevoie de o grămadă de colorant negru. Una, două, să scăpăm și de chestia asta. Și acum astea 16 fiere ce or fi. Și trebuie să mă duc acum să iau frumușel toată lâna asta și să mă apuc eu să construiesc văcuța asta, care e destul de interesantă de construit. Deci avem 1, 2, 3, 4, probabil 5, ceea ce înseamnă că build-ul nostru o să înceapă de pe aici, de pe undeva, și o să vină, uite, așa cumva, pac, gri deschis, și o să ne ducem un picuț mai sus. Ia să punem noi ochii la văcuța noastră, tu treci acolo, tu treci acolo și tu ești acolo și tu ești acolo. Și cred că aici o să vină maro, dacă bine am văzut eu, nu? Nici nu pot să întorc cum vreau eu, aia e problema. Bun, avem maro. După care putem să facem și treaba asta, uite așa, pac, pac, pac. O să avem tot așa maro pe aici. Nu mai știu exact de unde o să vină altă culoare acolo în spate. Altă culoare însemnând griul ăsta. Ia să vedem. Deci doar ultimul rând o să vină cu griul respectiv. Ok, ceea ce înseamnă că aici o să vină așa. În spate parcă din ce am văzut eu iarăși o să vină tot așa. Da, deci se duce dunga asta easy peasy până în spate. Uite, așa frumos. Și cred că avea aici, dacă nu mă înșală pe memoria, da, ceva de genul ăla. Perfect. Și acum, tu acolo, tu acolo, tu acolo, tu acolo, tu acolo și ultima bucată acolo. Și lâna gri o să vină fix aici pe colțuri, ca și două cornițe. Și noi o să trebuiască să aruncăm cu un ou în vaca noastră. He, 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 he. Și o să avem și o vacă. Măi să fie! Mai să fie, mai să fie. Bam! We has the cow. We has the cow, my friends. Doar că o să trebuiască să fac două ca să pot să le mulțesc. Și acum pe asta o să putem să o mulgem, să obținem laptele respectiv. Dar prima și prima dată, dacă toți suntem aici, trebuie să mă duc eu în camera asta, cred, dacă bine mi-amintesc. Aici știu 100% că mai avem o grămadă de dirt, ieșim afară, intrăm în cămăruia asta de aici, o să punem dirt pe jos ca și dincolo și odată ce am terminat cu dirt-ul o să luăm un grass seed, pac, țac, unul singur, ne trebuie două, punem ăsta aici, aducem văcuța, hello cow! Și ține-o bine minte că data trecută am folosit un watering can, nu știu sigur dacă mai are apă în el ca să... Da, s-a terminat și cu apa. Cu asta noi putem să răspândim foarte, foarte repede iarba dacă vrem, musai și neapărat. Ia să aruncăm astea de aici, că nu o să mai avem nevoie de ele. Și acum o să-mi trebuiască găleata asta ca să fac treaba asta. Ha! There we have it! Și dacă ne uităm noi aici, am făcut și quest-ul ăsta și acum ce ne interesează pe noi este cum facem noi rost de slime. So apparently, slime-ul se face punând într-un barrel niște lapte și peste punând o ciupercă. Ok, barrel, B-A-R-L, eram 100% sigur că am pe aici o tonă de barreluri. O găleată cu lapte văd că umple o chestie de asta și mushroom. Mushroom-ul știu 100% că avem pe aici, că călămâria ta prea multe încă. Și uite așa obținem o bucățică de slime. Și acum ca să facem noi mai departe schemuța asta de block of emerald, ne uităm și o să ne trebuiască un graphite block, 26 de bucăți de slime și diamond nugget ca să putem să facem un bloc de emeralde. Deci am ce te mulge pe tine ca să pot să fac treaba asta.
Da, cred că putem să automatizăm toată treaba asta, dacă nu mă înșel eu. Putem cumva să punem vaca asta, să o sechestrăm într-un anume loc și să o mulgem în continuu, ca să zicem așa, până când obținem toate blocurile de slime de care avem nevoie. Astea nu mai știu sigur la ce le putem folosi. Și cu asta avem și blocul cu numărul 26 de slime. Treci tu acolo și zicea că ne mai trebuie un bloc de graphite, ok? Și graphite-ul se face într-un... Ok, ne trebuie graphite dust. GRA. Graphite dust. O să avem nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 bucățele de graphite dust. Ieșim de aici, le băgăm pe astea la prăjit aici. Haide, haide, haide! O să ne trebuiască și un diamond nugget. Uf, uf! Acum când stau să mă gândesc la diamante, mi se pare așa de... Auleu! D-I-A. Bons, mai avem încă 89, perfect. Putem să punem unul aici, excelente. Și să ne ducem înapoi în cămăruia asta de aici. Bănuiesc că ăsta vine ceva în genul... Țac, 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 țac. Easy does it. Și acum totul vine înconjurat cu chestiuță de genul ăsta. Și mai avem încă 9 blocuri, uite așa, tot roată. Bam, up. Bam. Nu funcționa din cauza că eram eu călare peste ele. Vă vine să credeți așa ceva? Incredibil. Incredibil. Și acum ar trebui în mod normal să obținem blocul de emerald. Bam! Quest completed, scientifically accurate. Nu știu cât de mare acuratețe din punct de vedere științific, dar avem o posibilitate, avem posibilitatea să obținem blocuri de emerald, ceea ce înseamnă că dacă dăm noi un use pe ăsta, blocurile de emerald în mod normal nu prea putem să le folosim la mare lucru dacă ne uităm noi pe aici. Putem să transformăm un molted emerald sau putem să craftăm un alta. Molted emerald-ul ăsta, din ce pot eu să mă uit pe aici, nu pare că aș putea să-l folosesc la oare chestie, sincer să fiu cu voi, m-a luat un căscărit incredibil. Dar emeraldurile astea putem să le folosim mai departe, să facem emerald gear în cazul în care avem nevoie, diferite tipuri de augmente aparent, nu știu care e schema cu astea, allows for various gemstones to be used as fuel, ok. Not interested. Dar ce mă interesează sunt emerald coolerele astea, fiindcă astea, cooling rate-ul lor este de 160 de hit per tick și must be adjacent to at least one active moderator block and one reactor cell. Sunt, cred că, unele dintre cele mai bune tipuri de coolere pe care le putem găsi în Nuclear Craft. C-O-O-L-R. Dacă ne uităm pe aici, ia să vedem, tin, emeraldul la 160 hit per tick. Și cred că Cryothium Cooler-ul ce mai este la 160 hit per tick, restul toate sunt 120, 140, nici 140 nu e chiar așa de rău, Liquid Helium, Diamond 150, deci până mai bun până și ca Diamond-ul, dacă vă vine să credeți. Și cu asta am putea să facem în partea, unde ești, în partea asta, am putea să luăm reactorul ăsta, să facem un maximum compact machine care în mod normal în mod normal ne-ar oferi o zonă de 13 pe 13 pe 13, ceea ce înseamnă că interiorul cum zice reactorului ar fi de 11 pe 11 pe 11. În momentul de față e de 7 pe 7 pe 7 fission reactorul ăsta. Deci am putea să facem un fission reactor mult mai mare și să-l facem mult mult mai eficient cu culorile astea de emerald. Cam aia e ideea pentru care am avea, să zicem așa, nevoie de automatizarea producției de emeralde sau pentru care am avea nevoie de mai multe emeralde, să zicem așa. Nu știu sigur de câte culere de alea o să am nevoie, dar știu 100% că există o unealtă pe internet pe care putem să o folosim ca să obținem, cum îi spune, layout-ul, adică schema pentru un reactor foarte, foarte eficient care să ne producă și o grămadă de energie. Ei bine, oameni buni, aceste lucruri fiind spuse, cam aici o să încheiem și noi acest episod. Ne-am îndeplinit sarcina pe ziua de astăzi, am terminat cu câteva quest-uri pe care mi le-am propus să le fac și am terminat și cu ferma noastră de Colcow. Așadar și prin urmare, vă mulțumesc enorm pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în acest videoclip și o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, să aveți mare grijă de voi. V-am pupat. Ciao, les!